Hop! Hei, salutare și bine ați venit la un nou vlog. Mi-am găsit Dacia-ul 100. Am găsit-o aici. Cam așa arată betonul turnat de mine, unde vom pune compresorul. De-aia sunt eu aici, pentru că în seara asta o să ne chinuim să montăm cât de mult putem la compresor, să tragem țeava înăuntru, pe garaj și să-l aducem pe aici și tot așa. Acum frate mi-a dus să ia ce piese ne mai trebuie, coturi și alea, să putem să facem o instalație din PPR. Am niște țeve aici mai vechi, grosuțe, pe care să le iau și îi dăm drumul la treabă. Hai că m-a sunat la fix că o să ia și țeavă, deci nu mai folosim pe asta că e ceva între și ne trebuie plită separat și am terminat și cu asta. Hai să mai mergem pe la Dacia până vine să ne apucăm de treaba. Pentru că vreau să-i dau și la pragul ăsta cu antifon, o să-l curăț, să-i dau cu niște epoxy mai întâi și după aia îi dăm la toată cu antifon pe unde am dat cu grunt. Hai să o curățăm. Am consumat o perie de asta de fibră până acum la mașină și am mai luat una, 50 de lei. Oh my god, destul de scumpă. Și acum să o montez să mai curăț cu ea, că mi se pare foarte eficient. Asta de flex barem, ia uite, e săraca, s-a dus aproape de tot, dar totuși mai face treaba. Gata, în mare parte e și curățat, avem și cu piesele, ne apucăm de montat instalația la compresor. Gata, am adus compresorul sub scară, hai să dăm gaură acum, să vedem pe unde trece. Gata gaura, se vede în garaj, avem loc și de cablu de alimentare și de țeava. Acum se apropie de 11, am chiar lucrarea. Mâine a rămas să mai pun în beton aici niște dase de prindere. Să prind țeava asta aici și la țeava aia de acolo mică. Deci acolo e scara, pe acolo vine țeava. Pe aici, pe aici, pe sus. Bam, bam, cobor aici. Un robinet. Și de la asta mai duce unul aici și coboară în partea cealaltă. Cablul de la alimentare la compresor e scurt, să luăm un cablu mai lung, să-i dăm și curent. Și cam asta e instalația de aer. Am reușit și pe asta, mai avem un pic. Hai să merg să-i dau drumul la aer, să vedem dacă răsuflă acum. Am făcut treaba sau n-am făcut? S-a dus. Ia să vedem, să aude ceva. Nu se aude nimic. Nimic. Ai nimic? În partea aia? Nimic. Ce bine că nu răsuflă, ce bine că nu răsuflă. Hai să mergem că am înghețat. N-am mai avut timp nici să dau cu epoxi la mașinuță, dar o rezolvăm mâine. Așa că mâine la treabă. The next day. Hai să prindem țeava, hai să prindem țeava. Salutare! Hai să prindem țeava. Ăsta e spiralul. Gata, asta e prinsă super strong aici în beton. Poți să tragi de ea până mâine dimineață. Hai să o prindem și pe aia mică de acolo în 2-3 cleme. Gata, am prins și țeava numărul 2, aici lângă rotisorul, olțit la rotisor. Acum am luat cablu mai lung, să ducem la compresor, să-l alimentăm. Trebuie să legăm ștecherul ăsta și îl băgăm priza aia. Hai să vedem în primul rând dacă mi-ajunge, că am luat 10 metri, sper să mi-ajungă. La fix, nici dacă îl măsuram nu era așa, 10 metri fix. Aici a ajuns cablu și mi-e trebuia acolo și l-am dus pe țeava așa frumos. Prima oară să scoatem ștecherul ăsta de la cablul ăsta vechi. Acum îl dezizolăm pe ăsta. Deci la trifazic ar trebui să avem așa 3 faze. Nul și împământare. Așa le legăm aici. Ah, băgăm iași. Gata, am reușit într-un final. Dacă sunt mare sculă de electrician, am uitat să pun asta și le-am scos din nou. Sunt vartă, frate. O las deschisă și merg la compresor să... le leg la fel acolo, să nu uit de aia. Că sunt în stare să uit. O las așa. Să vedem ce reușim aici, cât mai repede, că asta cam să răcoare. Ah, de drag lucrez în poziția asta aici. Este mai mare drag. Aoleu! Oh. Mi-a rămas mâna aici. Așa am morțit, mi-am morțit mâna aici. Am naibii poziția asta. Hai cu Doamne ajută acum. O strângem bine aici și băgăm în priză. E bine dacă n-a bubuit. Hai să dăm drumul la compresor. Doamne ajută. 3, 2, 1. Merge, bă! Merge, merge, merge! Gata! Am înțepenit și de fric și de poziție acolo. Acum trebuie să-mi fac un pic încălzirea cu epoxy, să nu mai lăsăm tabla asta goală. Hai cu epoxy, 1 cu 1. Punem 100 de grame cu 100, 100 de întăritor și amestecăm bine, 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 bine. Degresăm puțin înainte. Ăsta zice că lucrează la 3 jumate aici. E bine. O să notezi acolo că am mască nouă, da? Să nu mai primesc comentarii că n-am mască, da? E ok. Mai aștept 5 minute și mai dau o dată că am pus mult și de data asta. Arată bine rău asta pe mașină. Eu zic că arată bine, nu? O lucrare de amator, începător, foarte excelentă. Ia uite ce frumos lucește, nu? Chiar arată bine. Hei, și încheiem lucrarea pe ziua de astăzi. Mâine, cu ce ne vedem? Stau să vă arăt. Mâine am emoții pentru... Aoleu, ce-au împătrit! Pentru asta, Antigravitex, Car Body Protection, Havarnam, Antifon Teroson, pe ăsta îl dăm pe mașină imediat. Am așteptat doar să treacă o zi și am revenit să dăm cu Antifon. Am mari emoții, n-am mai dat niciodată cu așa ceva. Nici de vopsit nu mai vopsisem, dar măcar când lucra tata la service, mai m-am uitat și pe acolo cum se vopseau mașinile. Dar cu ăsta chiar nici n-am văzut niciodată cum se dă. E prima oară și urați-mi noroc. Așa arată epoxy ăsta. Super fain. Chiar frumos. Arată. Am aici un pic scurs și mai am aici. În rest e țiplă. Chiar îmi place. Însă m-am tot gândit și am hotărât să nu dau cu antifon pe praguri pentru că mai trebuie lucrate cu kit când o să ducem la vopsit și n-are rost să le umplu cu antifon. Deocamdată le las așa, nu se atinge rugina de ele. Vreau mai întâi de toate să încerc să dau cu un pic de șmidger, să mătuiesc puțin asta. Mi-a scris cineva și pe Instagram și mă gândeam și eu sincer, dar nu o să-i dau prea amănunțit. Am găsit aici un șmidger de 270, îi dau un pic să mătuiesc peste tot pe unde e lucios așa și pe urmă băgăm antifon. Să și suflăm puțin. Și ca să vă mai dați seama încă o dată cam cât de idiot sunt eu, vopseam și mi se părea că e presiunea prea mare, dar de ce oare? Eu tot reglam de aici presiunea la 3 jumate, 4, dar furtunul era băgat în partea asta aici. Sunt fenomenal. Hai să degresăm puțin înainte. Am aici și pistol pentru antifon, care e profuit. Ștergem puțin. Asta e pistolul. Avem aici shake before. Să-l agităm un pic. 2-4 bari, 50 minute. Se usucă în 60 de minute la 20 grade. Acum noi avem 7 grade aici. Ar fi bine să-i pun niște apă caldă pe el. Să-i pun niște apă caldă. E cam frică, sincer. Îi dau una? Aha! Aha! Și pentru că eu nu vreau să dau pe aici, trebuie să izolez pragul ăsta și tot ce nu dau. Ce mișto e! Să face chiar mișto! Ia uite ce frumos arată! Wow, wow! Hai să-i dăm înainte rapid că se face târziu! Gata, s-a dus o cutie. Cam atât ajunge dintr-o cutie. Eu zic că e destul de mult. Acum a doua. Sper să-mi ajungă. Cam dă cât 3. Dăm drumul la treabă în continuare. Gata, am curățat și pistolul super bine. Îl băgăm frumos la loc în cutie, să nu pierdem. 1, 2, 3. Ce-am făcut cu astea 3? Hai să vă arăt. Este, bă! Ce bijuterie avem aici! Negru frumos! Mamă, cât de frumoasă e, nu vine să cred. Deci am așa o bucurie sufletească. Mamă, frate, e nedescris. Cine ar fi crezut așa ceva? Cât de frumos e! Acum, pe final de vlog, după ce mă uit la asta, vreau să vă dau și vouă un calcul care pe mine unul m-a pus pe gânduri. Cu ceva timp în urmă l-am văzut, nu știu, un clip sau nu mai știu ce, am citit ceva și zici așa, să lucrezi pentru visul tău, calculează 0 ori 365 de zile, îți va da 0. Dar calculează și 0,1 ori 365 de zile, asta înseamnă, dacă nu mă înșel, 36,5, ceea ce față de 0 este foarte, foarte mult. Adică muncește cât de puțin în fiecare zi pentru visul tău și o să vezi că peste un an o să ai un mare rezultat. Eu închei vlogul ăsta aici, vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final, nu uitați să dați like, să vă abonați, pe data viitoare, pa!